Retroparada primăverii revine la Timișoara. Participanții vor putea admira mașini de epocă în cadrul acestui eveniment. În 20 aprilie, la ediția din Timiș din Piața Unirii a Retroparadei Primăverii, începând cu ora 10, vizitatorii se vor putea delecta admirând peste 100 de vehicule din istoria automobilistică. Se anunță un număr de peste 100 de vehicule istorice expuse, marea majoritate aparținând colecționarilor din Timiș, cărora li se vor alătura colecționari din Hunedoara și Caraș Severin. Retroparada primăverii este un eveniment cu o tradiție de 26 de ani, care prin reunirea autoturismelor din colecția membrilor săi reprezintă o ocazie efervescentă și unică de a lua contact cu istoria fenomenului automobilistic mondial din ultimul secol, având o mare putere de atracție pentru publicul de toate vârstele și din cele mai diferite generații, deoarece de la copil la bunic, autoturismele de colecție trezesc curiozitatea sau nostalgia retrăirii unor momente importante din viață.